Acum 20 de ani a reușit calificarea în optimile de finală, unde a pierdut în 2013-2014, locul 4 atunci în grupă. Pe lângă poarta apărată de Donnarumma, Andre Silva a fost cel care a pus în pericol poarta Paris, fața unei alte reprezentante a Franței, Lyon. Dar haideți să vedem acest atac al celor de la Real Sociedad și un șut puțin. Pe care pleacă spre poarta adversă, Mbappé intră în care o șutează și parează. Nu, i-a sărit pur și simplu, a lovit el rău balcei de la Real Sociedad. Dinul, revedem această fază. Da, cu acel duel dintre Barene. Da, pentru Barcola. Încerc cu Vitinha, Barcola, Ashraf. Încerc... La Paris Saint-Germain a căzut destul de ușor. E o pasă bună pe care o dă la Ousmane Dembélé, dar acesta... Centrare, era acolo și Mbappé și din nou panică defensiva celor de la Real Sociedad. Spuneam mai devreme, dar și aproape de ajut. Cazumul deci, de la Paris. Mbappé. Că foarte importantă va fi lupta de la mijlocul terenului. I-am văzut pe Marquinhos. Pusă recuperare acum, că au avut grijă, mare Iago. Grijă de aceste aspecte. Simbață după pătrunderea de mai devreme, acum Dembélé îl depășește Mendes. Până la urmă, centrează pe colțul lung, pericol, nu este offside și... Eu zic că e poziție regulamentară și cu o pasă din nou lungă pentru Mbappé, e nou minge pentru Dembélé, dribbling al lui Dembélé, șut! Foarte bună, da, această lansare a lui Marquinhos pe Mbappé dacă vine la Madrid, nu mi-a spus, execuție slabă totuși pe lângă poartă, dar cât de ușor l-a eliminat Kubo pe acest fotbalist, pe urmă lipsit de experiență, spuneam, Beraldo. Cred că toată acea tevatură... Madrid în 2022... Vorbim de ultimele 10 meciuri și a marcat în toate. Acolo, foarte bun controlul, Kubo, Kubo, trage Kubo în scurt! Ție și acum... Duce antebrațul în spate, dueluri, centrarea lui Takekubo la colțul scurt, oameni foarte mândri și contează mult să ai jucători crescuți în propria academie. Excelent. Bal n-a putut fi recuperat în timp util, o pierdere uria. Unul dintre jucătorii pariție are Andre Silva. Nu s-a înălțat, Andre Silva, Kubo, centrează. Se pune cu această scălcăi, centrare bună și reluare cu capul pe lângă poartă. Oh, ce ucat! În ultimele minute, nici Barcola, nici Mbappé. Ok, Dembélé a avut două acțiuni, dar... De la margine, Dembélé scapă, intră care de 16 metri, șutează în plasa laterală, dar cred că ulterior s-a ridicat și spaniolul. Mie mi s-a plăcut ofsa. Va rămâne pe picioare, apoi se... Trează. Mbappé n-a avut foarte multe faze până acum, încearcă pasa pentru Barcola, nu s-a văzut direcția atacului, din nou în partea stângă, pentru care are viteză excelentă și un fundaș. Tocmai de aceea, să știi, s-a relaxat și da. I-a trecut mingea. Mai devreme sunt acești jucători, 10, s-a dat offside. Pentru Mbappé în carul de 16 metri. Prinde tare. Takekubo schimbă. Încearcă Dembélé, a mai încercat și Mbappé, mult prea puțin în această competiție pentru Paris Saint-Germain, ce funcționează execuții ale capitanului. Încearcă iar Lozle normal, încearcă să-l păsească Dembélé, centrare minge. Marquinhos pe bora. Acolo Fabian Ruiz, din nou centrare, un braț de priză, Zaire Emery, să-l vedem acum pe Kubo. Manca Parisului. Uite, a fost Dembélé. Le normal cu faultul. Da, un picior pe care îl întâlnă cu Ashraf, care centrează bine. Iată, încercarea de foarfecă. O minge la întâlnire. De vreme în meci, Takekubo centrează. Donnarumma a încărcat foarte. Jucătorul care au de 16 metri, Traoré, se demarcă, însă este... Are aceea duel aici cu Marquinhos. Prea tare însă pentru... Mendes, mai departe, cape trei sferturi și puteric bară! Merino! Ce ocazie în chiar ultima secundă a timpului regulamentar aici la Paris din prima reviză. Ah, s-a dus ca din tun această minge, o execuție violentă. Da, asta e starea de spirit în tabăra Parisului. Vedem reacția. Parc des Princes pour la seconde période de ce 8e de face à une équipe qui a été amoindrie même si elle a montré d'énormes qualités dans cette un autre visage pour essayer. André Silva, il y a pas de position de hors-jeu. Une petite main quand même. Ouais, merci. Et il y a une faute. Achraf Hakimi avec Mbappé. Alors c'est un tir cadré, c'est pas une vraie énorme occasion, mais ça fait du bien de faire un pas vers la qualification. Des équipes qui disputent le plus de duels aériens cette saison en Ligue 1. Kubo.
pour Takekubo et la Real Sociedad. Ils sont nombreux dans la surface, les joueurs de la Real. Quand même. C'est une erreur action construite. Hein. Match retour, en sachant que c'est dans 3 semaines, ils vont récupérer une partie de leurs blessés. Ça sera une autre partie de manche pour les Parisiens en 3 semaines. Donc, La prolazi još jednom Barkola da Petercu. Difficulté du PSG à marquer, hein, mais pour la Real. Le 1 contre 1 avec Hakimi, c'est bien défendu. Mbappé. Odmah dvojica ispred njega, Mbappé. I blok za Paris Saint-Germain. Napi stiže Remiro prvi. I trao red dok ponovno gledamo ovu pred. Ubačaj Dembelea. I na kraju gol! Mbappé je na pravom. Petercu spremen. Drugi ubačaj iz kuta za redom. Ozljede Odriozole. Pa sad još da se ozljedi i 1-0. Kylian Mbappé još jednom na pravom mjestu i nakon mjestu u 58. minuti uspjeva Paris Saint-Germain otključati ta vrata. Pogledajmo još jednom, ni govora o zaleđu. Prebačaja na drugu vratnicu, Paris Saint-Germain vodi 1-0. A Kubo je već kretao naprijed i odmaknuo se od Mbappéa i onda više nema spasa. Tamo je Zubimendi ostavio Mbappéa u igri. Lačio ga Galan, izdržao to Dembele. Dobra lopta, evo prostora na... Nekako na trenutak, ali Dembele opet prijeti ovo. 70. minuti odvodi Paris Saint-Germain ovu utakmicu. Lijevoj strani za Barkolu, Barkola. Dočekao ga Traore, opet Barkola! 2-0! U 7.